Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mie nu-mi iese din cap ce a zis ce? Domnul Iedi, asta că eu am zis că o să ne calificăm dacă nu o să fie ușor. Da, mă, spectacolul e garantat. Deci emoțiile sunt puse deoparte. N-avea has. În grupa asta, mă? De strategia e făcută. N-ai văzut domnii Burleanu și Iordănescu, tatăl, ce relaxați erau aseară? Da. Ei știau de strategia asta. Băi, adevărul că putea să, ar fi putut să spună și altfel, știi? Eu am spus că nu o să ne calificăm, dar nu o să fie ușor. Atunci ar fi fost partea cu adevărat dificilă. Luca Echiaun are ochii mici, a fost pe stadion, că... Da. Ne-am entuziasmat după startul bun de campanie. Noi microbiștii zic acum. Acum o iei de la... E toată lumea de acord. O iei de la Ana și Caiafa? Nu e chiar așa. Sunt totuși... A fost al șaselea meci aseară. Am început bine campania asta. Ne-am distrat cu Belarus și cu Andorra. Pați. Am făcut un egal în Kosovo, care a fost... în ordine. Mă, aseară sărmanii au jucat în 10, sărmanii au jucat în 10 și tot erau să ne dea gol. Am făcut egal cu Elveția. În extremis cu golurile alea Mihailă, așa, și a crescut puțin așteptarea. Da, ne-am lăsat și a venit dubla asta cu Israelul și Kosovo acasă, ambele meciuri. Eram la mâna noastră, le câștigi pe amândouă și ca și califica la Euro, așa s-a pus problema. Veneam, repet, cu moralul sus după remiza din Elveția, așa cum a fost ea, că n-am jucat nimic. Dar cu noroc am încheiat bine și câteodată trebuie să ai și noroc. De ce ai problema? Că ne-am bazat pe noroc, știi? Problema e asta, că am rămas... Bine, n-ai urmașul tatălui Puiu, adică te aștept să avem și noi noroc acum, măcar atât. Tatălui Puiu. Da. A zis, păi da, a zis, Edi a zis că este destin, că el crede în destin și că e destinul lui să se califice. Așa, da, și să știi că o să se califice, adică eu simt, ei au, au chestia asta. Bă, dar să știi că am auzit pe cineva, nu mai bine ne dădeau totuși 0-3 la masa verde și terminăm cu emoțiile și cu nu știu ce, și nu ne mai facem de râs la Euro când ajungem? Stai că ajungem și la 0-3, să termin cu fotbalul, că un minut vă mai rețin. Te rog. Și asta e. Și au urmat astea două meciuri în care echipa națională a jucat praf. Adică, mai ales la meciul cu Israel și cu 50.000 de oameni în tribune, n-au reușit să lege nimic. Știți cât de optimist am fost eu aici și cum am făcut apologia echipei naționale în fiecare dimineață și a zis de mine și am zis că ne calificăm sigur și asta mențin, cum a zis și Iedi, ne calificăm. Dar am găsit și lumină în jocul lor, în meciurile precedente. Bă, dar în astea două, adică inclusiv aseară, noi până la pauză n-am avut șut pe poartă. Ei nu reușesc să construiască. S-a schimbat echipa față de meciul cu Israel, au schimbat vreo 5 jucători. Nu reușesc să construiască și în apărare stau prost. Da. Noroc de portar. Și n-am avut, era să ne dea aia gol, am avut noroc cu Drăgușin, că a scos-o de pe linia porții. În rest, un clâlceal, adică eu de-aia ia mingea, dă-mi o mie pase scurte înapoi, nu... Să ia mețim, să le luăm... Și norocul nostru cu talanul ăla, deci Murichi e cel mai șmecher kosovar, aha, golgheterul lor, ei are 2 metri. Și se tot ținea Screciu de el, Screciu e al nostru de la Craiova, l-a terorizat pe la cu marcaju, știi? Și ăla i-a șters un cot odată. Galben. Și a doua oară, iar a sărit cu el, l-a lovit. Și norocul nostru, că Screciu a sângerat. Deci, că ăla nu dădea galben arbitru, nu-i dădea al doilea galben. Cred dar că... e șmecheria asta, dacă fotbalistul e... Cu sânge, se oprește și se verifică. Cu victimă, da. Cred că a intrat ușor... Cu sânge, mă. Cred că Screciu și-a dat el una. Păi asta zic, și-a dat una sânge, ușor. Cu sânge, mă, s-a câștigat meciul ăsta, cu sânge. Da, mă, da. Și l-a eliminat pe ăla și în felul acesta... A intrat Ali Bek în repriza a doua, s-a dinamizat un pic jocul și am reușit cu tiu, cu vai, repet, cu gol marcat în minutul 83 după un penalti ratat. Vai de capul nostru. Lamentabil de Stanciu, îmi pare rău să spun. Și era să pierdem și cu Zicu. Păi în scurt a bătut el Hata sigur pe el și... Zicu Bannerul. Cu da, mă, și în minutul... Ce? Unițu... Au început ai noștri... Săracul tricolor. Există un grup de suporteri care vin ca ultra și îmbrăcați în negru. Da. Sunt cunoscuți deja. Că negru că nu este jegu. Multe scandaluri cu Unițu tricolor ăștia, că au mai făcut incidente, aha, și la alte meciuri. Auzi, dacă când au pus bannerul ăla, că au pus două bannere, Basarabia e România, uh-huh, și Kosovo e Serbia. Da. Dar de ce nu au mai pus încă un banner Banat e Serbia? Că Serbia, Banatul a fost inclusiv Timișoara și Lugojul, au fost parte din Serbia. Înainte de Marea Unire din 1918, ce nu prea se învață la noi la școală, este că partea asta de Banat cu Timișoara și cu Arad, la 1 decembrie 1918 nu s-a unit cu România, s-a unit mai încolo după conferința de pace de la Paris. Banat e Serbia, de ce n-au pus? Sau puteau să pună Dobrogea e Bulgaria. Asta zic, da.
că Dobrogea a fost a bulgarilor ceva mai mult timp decât a fost a românilor. Da, și când românii... Dar de ce n-au pus, de exemplu, Moldova în Rusia? Că sudul Basarabiei a fost dat, practic, pe Dobrogea într-o conferință schimb, da, de pace. Da, dar lumea nu știe lucrurile astea. Și ca să nu mai vorbim de regina revanșismului, să fi scris Transilvania e Ungaria. Adică dacă deschizi cutia asta a Pandorei, în partea asta de lume, numită Europa, pe aici teritoriile s-au tot schimbat în istorie, vin băieții ăștia unii sub tricolor, săracu tricolor, și vor să avem România mare. Dar și serbii vor. Serbia mare și Bulgaria au avut Bulgaria mare. Și ca să mai vorbim de unguri. Auzi, peste serios, toate Moldova știi că nu e a noastră. Ea urmașilor, urmașilor. Adică stația e că una peste alta s-a întâmplat să fie un arbitru lipsit de experiență la meciul ăsta. Bine, și dacă ar fi fost foarte experimentat, ar fi fost un cetățean. Dar nu, am înțeles că nu era experimentat. L-a făcut praf. Au fost momente inexplicabile. Adică de obicei când sunt scandări de astea, George știe cel mai bine cu rapidele că au multe. Ei sunt un Kosovo al fotbalului. Suntem un exemplu, știi? Da, nu se întâmplă nimic la alte meciuri când joacă Rapidul, se iau o decizie. Sunt bune, face apel la stația de amplificare să strângă aia bannerul să-și vadă de treabă. După aia, a doua oară îi duce la vestiare, ies după vreo 10 minute în sfert de oră. Ăsta i-a dus direct la vestiare și au stat 40 de minute, timp în care oamenii s-au enervat. Păi fost... nu mai voiau kosovarii. M-am temut că o să iasă urât. Pentru că ei au tot negociat cu jandarmeria, până la urmă au predat bannerul ăla, după vreo 10 minute din astea 40. Nici asta nu înțeleg. Deci au negociat cu jandarmeria și jandarmeria nu a luat bannerul. Că n-ai cu ce... Vezi că erau unii care vociferau aici, eu stăteam la tribuna a doua și erau o sumă de cetățeni tot ăștia îmbrăcați în negru, la fel de vocali ca aia de acolo, care erau, domne, dar este decizia statului român de a nu recunoaște Kosovo. Ce problemă e? E un banner care scrie Kosovo e Serbia, așa cum susține statul român. Nu e nimic jignitor, nu e nicio problemă, de ce întrerupe asta meciul? Și mă rog, publicul larg a început să-i guiduie. Ăștia... Ministerul de Externe a autorizat bannerul respectiv. Și prostie totală, pe bune. Ce rost are să zgândări lucrurile? Care-i motivul? În condițiile în care toți din jur pot afișa astfel de bannere oricând. Care este ideea? Adică, și care e miza? A, și ăștia care erau, repet, de partea ultrașilor și erau în jurul meu, aveau argumentele astea. Odată că statul român nu recunoaște Kosovo. Așa, doi și... la mână, da, pe noi când ne-au făcut țiganii, de ce nu s-a întrerupt meciul? Da. Dar pe noi când au afișat harta Ungariei mari, da, de ce nu s-a întrerupt meciul? Suntem nedreptățiți de asta istorie, e. De-aia suntem și acum se rezolva. Practic, la meciul de aseară cu Kosovo se rezolvau toate nedreptățile. Istorice, și este era. Victimizarea asta care, uite, o să ne amintim de aseară și în cazul Simone au apărut imediat mulți, domne, dacă nu era româncă, nu suspendau atâta. E victimă că e româncă, au ceva cu noi. Avem chestia asta. Da, să vorbim și despre cazul Simone Halepa. O să trecem în revistă un pic câteva întrebări și după aceea o să vă cerem mesaje pe subiectul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.